ladies and gentlemen, for the next contest of the evening. 3 rounds of 3 minutes in the Coliseum Tournament, 81 kilogram weight division. Din nou la Polivalentă, ne-am încălzit cu două meciuri ale fetelor, unul mai frumos decât celălalt. Și acum avem partida a treia din totalul celor 10 între Șercan Celebi și Anton David. Urcă în ring Șercan Celebi. First, fighting out of the blue corner, he's 21 years old and stands 182 centimeters tall, his official weight 81 kilos, with a professional record, 4 victories and just 1 defeat, introducing Șercan Celebi! 4 victorii și 1 înfrângere pentru Șercan Celebi. Partida are loc la categoria 81 de kilograme. Din Zalău, luptătorul poreclit, Antonio David. Virgile Pelec. Your referee at the bell, Valu Karushin. Se vede bine. The fighter se setă de ding. 3 reprize, câte 3 minute pentru Celebi și David. David, mamă și roșii. A schimbat și arbitrul în ring. Judge, time, fight! Stop! Problema e pentru Celebi cu proteza. Low kick pe exterior. Direct de dreapta, pas în spate David. Ce petare Celebi. Iată low kick-uri acolo. Am impresia că albastru este din Constanța. De la Shark Gym. Un club care vine din spate, cu sportivi. Iată lovituri la corp acolo. Se pare că cel cu mănuși roșii vine mai mult din box. Încearcă mai multe schive. Iată lovitura asupra picioarelor. Lovituri la corp acolo și revine și celălalt sportiv cu un uppercut. Foarte tare, l-a îndoit ușor da, pe David. Da, ușor l-a îndoit. Iată și o lovitură de picior. De picior celeb, după ce l-a tocat puțin roșie la corp. Și iată că revine și David. El se simte mai bine când luptă corp la corp. Ar trebui ca sportivul din Constanța să stea la distanță mai mare, uppercut, să folosească mai mult loviturile de picior. Exact, iată, lovește cu brațul drept puternic și cu stânga la ficat și cu dreapta.
lovituri între cei doi, schimb de lovituri din prima repriză pe viață și pe moarte, scapă cine poate. Da, 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 schimburi dure, nu, nu au făcut rabat de la lovituri, au dat maxim din prima clipă. Schimburi, schimburi, iată și lovituri de genunchi pe coapsă, revine și... David. David. David vine înainte, vine înainte, a fost puțin agresiv, a lovit și cu cap acolo. Iată că primește câteva lovituri sportivul din Constanța. Iată o lovitură pe braț acolo care se adună iarăși. David vine înainte, vine înainte, ăsta e stilul lui, să vină, să bage capul și să iasă cu lovitură de braț. Da, 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 da. Dar trebuie să fie atenționat. O, coroșiu de stânga chiar în fața noastră, îi sare și puterea lui celeb. Trebuie numărat. Pam, și a avut repriza în mână până acum. Free. Se poate întoarce totul Cipri în câteva secunde aici. El l-a urmărit, a venit foarte aproape, a încercat să schimbe distanța mereu, căuta lovitura decisivă. Ultimele 15 secunde, n-are ce să mai facă, zic eu. Dar iată că sportivul din Constanța nu dă înapoi, încearcă și lor, a fost de lovitură, a fost prins din nou cu tire de dreapta. Greșește aici, greșește pentru că intră în loviturile de box. Iată că a revenit puțin acolo. Și gata. Superbă repriză. Da, o repriză care pe care sportivul din Constanța a intrat puțin în joc cu celălalt, în loc să lovească mai mult cu picioarele, în loc să... A intrat puțin și a fost numărat. Ar trebui să stea mai la distanță mai mare și să își folosească alungea și loviturile de picior mai mult. Totdeauna când lupți cu un boxer, e bine să stai la distanță, să nu intri în joaca lui, pentru că atunci cu siguranță el va avea un câștig de cauză. O repriză superb oferită, ați văzut acum această serie devastatoare a lui David, a sărit și proteza lui celeb, cel upper cu croșetat cu mâna dreaptă, a zălăuanului. Să vedem ce ne vor oferi cei doi luptători în repriza secundă. Haideți să vedem după pauză cei doi cu ce tactică vin. Iată colțul roșu vine la atac pe lovituri de braț. Mare minune, Ciprian, dacă se termină partida între repize. Nu cred, nu cred. Nu cred, rămâne să vedem. Iarăși o contra. Oh, s-a schimbat roata. Iată o lovitură acolo, bine. Nu înțeleg de ce nu colțul albastru nu folosește loviturile de picior, pentru că ar fi mai în avantaj. Este un sport al inteligenței și e bine să ne folosim calitățile motrice pe care le avem, înălțimea, lungimea, osatura, tibiile, care sunt mai antrenate la un kickboxer. Este destul de bărbat Gabriel. Stă și acceptă acele lovituri. Iată-l că răspunde și el răspunde, în loc să-și folosească loviturile de picior unde are un avantaj mai mare. Stă bine în gardă, pachetat acolo David. David așteaptă să și, da, exact, așteaptă să își consume energia și apoi va reacționa cu lovituri de braț de aproape. Uppercut de dreapta, da, un croșeu de stânga acolo bun. Nu, un croșeu de stânga bun din nou, al treilea, al patrulea și lovitura de, nu văd lovitura de picior. De picior trebuia să, da, da, și să lege acolo, da, da, ca la sală au fost acele croșete, dar atât și acum la fel. Gabriel Cobzaru, reala e așa, da, încep loviturile de picior. Și iată că ultimul minut e din ce în ce mai greu pentru cei de sportivi, pentru că din prima repriză au lovit maxim de tare și... Anton David. Colțul roșu. Da. Zăluanu, da. Acum iarăși îl bag în colț pe celeb. Serkan Celeni. Da. Îl bag în colț. Bun, un genunchi acolo. Da, de Constanțean.
Iarăși o dire de dreapta și nu trecut de stânga, frumos. Epuizat și Șercan, da. Celebi nu iese din colț. Sportiv cu inimă, dacă și-ar mai pune și tehnica puțin și rezistența, avem ce vedea la ei. Sportiv care nu dau înapoi, merg numai înainte. Iată, unul trecut de dreapta acolo. Iar îi cade proteza lui Șercan. Îl ceartă antrenorul său. E normal. Șercan Celeni, foarte rezistent. Țin distanța, parcă ambii, dar în final și își căutau colțul fiecare să-și tragă sufletul acum la pauză. După două reprize de luptă de război, cred și eu. Șercan Celeni, colțul albastru, un puști care are o tehnică bună, care eu cred că în această seară nu și-a folosit toate calitățile, nu și-a folosit prea mult loviturile de picior. Dar și oponentul său, Anton David, se vede că provine din box, vine de la un club cu tradiție în box și încearcă să se apropie foarte mult, să lovească cu lovituri de braț la picioare, mai are de exersat, să spun așa. Și ultima repriză, să vedem și decizia arbitrilor. Ultima repriză poate întoarce totul, să vedem ce se întâmplă. S-au îmbrățișat cei doi luptători. Un gest frumos de fair play, da. Exact. Iată acolo o serie de brațe. Anton David, da, Anton David lovește și pleacă, încearcă să relaxeze puțin. Lovitură din întoarce. Iată și o lovitură de picior, răspunde și Șercan. Stânga dreapta acolo. Iată că Daniel Anton David schimbă tactica puțin, nu mai stă la bătaie, lovește și pleacă, schimbă garda, aruncă un jab. Iată că vine cu o lovitură la corp, da, vine cu o lovitură la corp, a încercat să-l adormă, să-l păcălească cu lovitură la cap și a făcut o schimbă și a lovit la ficat. Iată un uppercut de dreapta, un croșiu de stânga acolo, lovește și pleacă, respiră mai bine așa, iată și sportivul din Constanța care lovește din toată inima, cam larg, deschis. Trimis la bătaie Șercan. Da, l-a simțit Șercan puțin, da? Acolo. L-a simțit. Iată și o lovitură de picior spre gard, ar trebui să insiste cu loviturile de picior. Bun, a fost în gard acolo, aia are lovitură de picior. Și bagă în colț. O lovitură fără intenție. Dar nici nu mai poate. Îi spun antrenorii despre David că nu mai poate, dar nici luptătorul lor nu mai are energie. Epuizați cei doi luptători care au oferit o partidă superbă încă din primele secunde. Schimburi între cei doi. Lovituri 100%. Parcă experiența lui Anton îi spune cuvântul, dar revine Șercan acum cu o serie de lovituri. Așa am necat pe acel low kick anterior, da, David. Amândoi sunt obosiți. Sunt epuizați. Dacă s-ar împinge, ar cădea reciproc. Cu siguranță.
filme. Doar că n-au știut să-și dozeze energia pentru cele trei reprize, doar că se vede că sunt la început și au tot viitorul în față, cu o pregătire mai bună, inima au, așa că nu rămâne decât să pregătească și să revină mai puternic la fiecare meci. Că 10 secunde. Iată, o lovitură de picior, da? În gard acolo, da. Stângă-dreaptă și se termină lovitura. Un meci disputat, un meci... Cred că dacă ar s-ar da aici Ciprian extra round, cred că ar fi un blestem. Da, ar cădea amândoi când au decizia. Doar că ei au dat totul pentru cele trei reprize. Eu cred că nu s-au gândit că va exista un extra round și cu siguranță nu va fi. Nu rămâne decât să îi felicităm și să vedem cine a reușit să învingă în acest meci. O părere? Cred că e Șercan Celebi a câștigat, mai ales repriza a treia, chiar dacă a fost knockdown în prima repriză. Tot el dominase prima repriză, dar s-a păcălit aici în colț ultimele 15 secunde. Să vedem ce au decis și arbitrii judecători cu o partidă superbă, dacă vor fi toate așa. Chiar acești băieți au luptat din toată inima lor și și-au dorit să învingă. Ladies and gentlemen, after three rounds of kickboxing action, we go to the judges' scorecards. Ladies and gentlemen, the judges have ruled this bout a draw. Therefore, we will go to the extra round! Nu cred. Incredibil. Incredibil. A câți pumni a dat Șercan Celebi? Dacă am luat numărătoarea, știți cum faceți voi, sus-jos loviturile și asta pe linie, au intrat. În fine, a contat mult acel knockdown, înseamnă, din prima repriză. Da, s-a cu 10-8. Da, 10-8. A câștigat o repriză 10-8 și a câștigat două repriză 10-9 și este egal. Corect. Dacă merge pe aritmetic, așa e. Da, un scor corect. Da. Dacă mergem pe ce am văzut în ring. Da. Cum, din păcate, zăluanul Anton David a dat senzația că nu mai poate. Repriza a treia, a refuzat lupta, ai văzut, de vreo 2-3 ori. Sau a vrut să-l păcălească, să-l prindă. A și lovit din deplasare. A și lovit, da, pe plecare. A și lovit, da. A schimbat puțin tactica, n-a mai stat să lupte. Și a dat seama că are pumnii cam tare adversarul, nu? I-a simțit. Nu chiar. Iată și el e un... Iată că acum a venit în prima, tot începe de la zero, cum spuneam și mai devreme. Cine e mai activ, cine lovește mai clar, încearcă să-și construiască puncte, iată acolo. Lovituri după lovituri, lovituri după lovituri, să vedem cât va ține bateria. Corp, cap, cap, lovituri, nu înțeleg ce face sportivul din Constanța, de ce nu lovește. A primit prea mult, trebuie să răspunzi aici la fiecare lovitură adversarului. O lovitură de genunchi acolo. Arbitru era aproape. Da, a văzut, n-a fost denumărat. Da. Și acum se schimbă roata, să vedem dacă sportivul din Constanța, o lovitură de picior. Curajantă Șercan Celebi. Dar acum a rămas fără gardă și a luat un croșet de stânga. Genunchi chiar aici lângă noi, în barbă. L-a dus. Nu mai poate să țină brațele în gardă. Epuizată. Greu. Celebi. Să plece de acolo. Antrenamentul trebuie să fie mai greu decât meciul, să poți să prevezi această situație. Doar că foarte important într-un meci de kickboxing este cum îți dozezi efortul pe fiecare repriză. Trebuie să știi să-ți aduci adversarul acolo unde ești tu mai bun sau să dozezi în așa fel energia încât să poți să o ai până la finalul rundei. Iată că încearcă să-l agați acolo cu lovituri la corp și barbă. Schimburi între cei doi acolo. Și Șercan să dea drumul la brațe. Nu mai poate. Și tăia la arcada stângă acolo ușor. Hai! Bărbați. Bărbați cei doi. Iată, schimburi. Rămâne fără gardă. Wow. Șercan se duce la bătaie. Se schimbă. Foarte lovituri foarte largi. Altura medie la cu piciorul pe două croșe Șercan Celebi.
încearcă cu genunchiul în copsa adversarului. Oh! A ratat lovitura și a căzut pe ea. Hai! Ia târnă brațele. Iată o tire de dreapta, unul pe de stânga acolo. Cred să mai ridice și el piciorul, că nu mai poate să aracă. Schimburi între cei doi și po. Da, ce superbă match, luptă. Ce luptă. Da. Fanii apreciază ce au văzut în ring din partea lui David și a lui Celebi. O partidă memorabilă, adevărat. Foarte greu meciul pentru cei doi, au dat din primele trei runde totul. Pe cine mergi, cu colțul albastru sau roșu? După ce am văzut decizia după trei reprize, eu merg pe roșu. Da, logic David, da, a dat mai mult din brațe, a fost... A avut începutul de reprize mai bun, după care a continuat. Dar noi ne dăm cu părerea astăzi, așteptăm decizia oficială a arbitrilor acestei gale, să vedem. Ladies and gentlemen, after an extra round, we go back to the judges' scorecards. The judges have ruled this bout 2-1 on points in favor of the red corner, da. Anton. Câștigat luptătorul din Zalău, Anton David, luptătorul la Zalăului. Greu pentru Șercan Celebi să accepte decizia, puțin de busolat. Să, din păcate, aceste 3 minute din extra round au fost devastatoare pentru el. Probabil o revanșă pentru cei doi ar fi superbă într-o altă gală. Ne eram obișnuiți altă dată. Luăm pauză și revenim cu partida a patra.